Etapa 20 din cadrul Ligii a 3-a Serie a 3-a nu va cuprinde și jocul echipei CND Nicu Golescu din deplasarea de la Slatina. Așa cum bine se cunoaște, formația Interolt s-a retras din competiție în iarnă, înainte de începerea returului. Astfel, toate jocurile formației de pe malul Oltului sunt anulate, iar adversarele sunt declarate învingătoare la masa verde cu scorul de 3-0. Este cazul și echipei CND Nicu Golescu, care va mai adăuga alte 3 puncte în clasament după această etapă. În altă ordine de idei, mușcelenii se pregătesc în aceste zile la stadionul municipal, urmând ca sâmbătă să efectueze un joc școală, iar de luni se va intra în program normal, Tănase, Voicu și ceilalți mușceleni, urmând să pregătească jocul de la Afumați, unul extrem de dificil. Programul etapei 20 din cadrul Ligii a 3-a Serie a 3-a este următorul. Athletic Bradu Concordia Chiajna 2, Urban Titu Afumați, Sporting Roșiori SCM Pitești, CS Ștefănești Voluntar 2, FC Aninoasa Sporting Turnu Măgurele, CS Podari AFC Hărman, Interolt CND Nicu Golescu, joc anulat.